Cum ai simțit? Azi a fost cutremur. Avem un aparat special conceput pentru situații de urgență. Știu că seamănă ca un radio, dar este mult mai mult de atât și îți voi arăta în minutele următoare ce poate să facă acest aparat. În primul rând, se încarcă de la, poate să funcționeze exact cu panoul ăsta solar, de aici inclus. Deci dacă îl acoperim, nu mai încarcă acumulatorul intern. A fost testat de mine cu bateria la zero, iar pus la soare, doar cu panoul solar, se auzea radio. Deci puteam să ascult știrile. Este special conceput pentru situații de urgență, pentru cutremure, pentru război. În cazul unui cutremur mai mare, liniile de curent foarte probabil vor pica, poate și semnalul GSM. Cred că au mai fost situații. Și atunci, singurul mod de a asculta știrile este la radio, pentru că frecvențele radio nu pot fi întrerupte. Poate să emite și, nu știu, țara vecină și poți să asculți știrile, ce se întâmplă, cum evoluează fenomenul sau care s-a produs. Deci, are panou solar, are dinam, deci învârtim de la dinam și un minut de învârtit la dinam ne oferă 10 minute de radio și 30 de minute de lanternă. Când învârtim la dinam, vedem că se aprinde un beculeț acolo care simbolizează încărcarea, că se încarcă. În plus, are și radio, cum am spus, are 3 frecvențe, weather broadcasting, nu este disponibil la noi în țară, FM și AM. Radio se aude foarte bine, prinde toate frecvențele. Da. Și te duci. Încerc să nu țin foarte mult pe posturi, pentru că știu că data trecută mi-a blocat clipul pentru că îl țineam pe o melodie care nu știu, nu accepta TikTok-ul. Are și antenă ca să recepționăm mult mai bine, acum nu era deschisă antena, dar vă garantez că s-aud absolut toate posturile. Am vândut foarte multe la începutul războiului, adică foarte multe în gen de 100-150 pe zi de nu mai puteam să facem față. Ce are? Are lanternă, se aprinde de aici, așa, așa. Putem să-l folosim și la pescuit, bineînțeles, uite, mai are o lanternă aici, micuță, și are aici un senzor care dacă dăm pe auto și nu ne mișcăm 30 de secunde, acea lanternă se închide singură. Adică când trecem prin cort, să zic, sau la pescuit, dacă merge, se aprinde lanterna. Dacă nu detectează mișcarea, lanterna se închide. Și foarte important, foarte important, are acest buton aici, SOS. Dacă vine un cutremur mare și suntem sub dărâmături, suntem într-un loc, nu știu, am intrat într-o peșteră și l-avem la noi și nu mai putem să ieșim, ne-am rătăcit în pădure, putem să-l încărcăm de la dinam în continuu, putem să-l încărcăm de la micro USB, iar USB-ul acela mare este să-ți încarci telefonul. Deci dai la dinam și îți încarci telefonul. Dispozitivul ăsta îl poți folosi fără nicio sursă externă de energie 10 ani. Deci poți să ai energie nelimitată cu acest aparat. Și dacă apăsăm pe butonul de SOS, poate un sunet foarte puternic și lumină flash pentru a fi detectați. Deci este foarte bun să avem un astfel de aparat la îndemână, în casă, mașină, unde mergem, în drumeții. Chiar este foarte bun. Avem mai multe modele. Acesta este MD90 și avem mai multe și mai micuțe și mai ieftine. Deci acesta este MD090 Plus modelul. Le găsești pe efire.ro. Dacă intri la radiouri, găsești toată gama. Aici este acumulatorul inclus. Are și acumulator. Deci noi când dăm la manivel, încărcăm acumulator. Și pe urmă, când avem energie, conectăm telefonul aici, deci asta în caz de calamități, sau putem să-l folosim, de exemplu, am dat unul la țară la bunicu, că mai erau inundații pe acolo și știi cum e la țară, când vin viiturile alea, nu mai ai nimic, deci nici curent, nici lumină, nici televizor, nimic, 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 și să-l aibă, dar în ultima perioadă n-au mai fost evenimente de astea, slavă Domnului, foarte bine că n-au mai fost, și îl folosește pe câmp. Când se duce pe câmp, îl pune
la soare, îi dă drumul la muzică și ascultă radio. Acesta este aparatul, este foarte bun, mai ales că, uite, acum a fost un cutremur mic care a durat câteva secunde, dar cutremurul din 77 a avut 7,5 grade, acesta a avut al nostru, de azi, al nostru, din zilele noastre care l-am apucat noi, a avut, eu cel puțin, poate alții ați apucat și cutremurul din 77, a avut 5,4 grade, iar cel din 77 a durat 55 de secunde. De, imaginați-ți cum ar fi, cum a fost azi, dar mai puternic, și să țină în continuu 55 de secunde, deci mai puternic decât zgâlțietura aia care am simțit-o azi, o zgâlțietură mult mai puternică, în continuu 55 de secunde, nu știu câte blocuri, mai ales în centru, vor rezista, pentru că știm cu toții cum sunt și au nevoie de consolidare, aveau nevoie de consolidare urgentă acum câțiva ani. Deci acesta este aparatul pe care ți l-am prezentat. Lanternuță, lanternă, AM, FM și porturile cu care poți să încași telefonul. Sau dacă nu este niciun eveniment, toată lumea liniștită și fericită, îl poți încărca de la USB, de la unde ți încași telefonul, îl cuplezești. Pentru că în pachet mai vin și aceste cabluri, acesta, de exemplu, cablul acesta micro USB și adaptorul acesta pentru iPhone. Deci dacă ai iPhone, îți cuplezi ăsta și ți încarci telefon. Airfire.ro, radio special conceput pentru situații de urgență, calamități naturale, cutremure, inundații și război. Pentru război, în caz că este război, ai văzut ce se întâmplă în Ucraina, a picat internetul, a picat televiziunea, curentul, a picat curentul, este bun de ținut un astfel de aparat pentru că durata lui de funcțională este undeva la 20 de ani, deci chiar nu o să ai nicio problemă cu el și îl poți încărca, este autonom, se încarcă de la panoul acesta solar sau de la dinam, învârți de această manivelă de aici și ai energie să-ți încarci telefonul sau să asculti știrile, care sunt foarte important, să vezi ce se întâmplă, se termină, se leagă firele, se înțeleg rușii cu americanii, cu ucrainienii, afli toate știrile și le poți afla și din multe zone pe banda AM aceasta.